Astăzi s-a împlinit un an de la tragicul eveniment din Clubul Colectiv, în urma căruia 64 de tineri și-au pierdut viața. Cu acest prilej, la inițiativa Arhiepiscopiei Bucureștilor, în curtea Bisericii Sfântul Nicolae Broșteni, din apropierea clubului, a fost ridicat un monument în memoria victimelor. Slujba de sfințire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. După slujba de binecuvântare a monumentului, ierarhul împreună cu numeroși preoți, diaconi și credincioși au plecat spre Clubul Colectiv, acolo unde a fost săvârșită slujba parastasului pentru tinerii care și-au pierdut viața în incendiu. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. La final, ierarhul a citit mesajul de consolare și comuniune pentru familiile victimelor, transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Rugăciunile de pomenire a celor decedați în incendiu de la Clubul Colectiv sunt binefacere spirituală pentru sufletele acestora, dar și consolare pentru familiile lor îndoliate, deoarece iubirea izvorâtă din credință și rugăciune este mai tare decât moartea. Pe lângă pomenirile anterioare și acum la împlinirea unui an de la tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, Biserica săvârșește slujbe de pomenire a celor decedați atunci, sporind astfel prin rugăciune și prin fapte de milostenie comuniunea de iubire frățească și solidaritate umană cu cei îndoliați și cu cei suferinți în urma tragicului eveniment. În anul care s-a scurs, biserica a fost permanent în rugăciune pentru victimele și familiile celor care au avut de suferit de pe urma incendiului din colectiv. Astăzi, în foarte multe biserici și mănăstiri, au fost înălțate rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor care au sfârșit în urmă cu un an de zile. În biserica aflată foarte aproape de locul tragediei de la colectiv, Biserica Sfântul Nicolae Broșteni, prin grija Arhiepiscopiei Bucureștilor și la inițiativa Preafericitului Părinte Patriar Daniel, a fost înălțat un monument care s-a așezat foarte aproape de intrarea în această biserică, iar astăzi, după Sfânta Liturghie săvârșită la Biserica Sfântul Nicolae Broșteni, acest monument a fost sfințit. Înălțăm, deci, smerită rugăciune, rugându-L pe Părintele Îndurărilor ca să așeze sufletele lor într-o împărăție a iubirii sale, iar pe familiile îndoliate să le mângâie, să le întărească în aceste momente de grea încercare. La inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, aici, în curtea parohiei Sfântul Nicolae Broșteni, s-a amenajat un loc, s-a înfrumusețat cu arbori deosebit și cu flori, iar în mijloc s-a montat acest monument funerar, lucrat în marmură de Rușchița, de către meșteri din zona Hunedoarei. Edificarea acestui monument s-a făcut cu preocuparea și permanenta purtarea de grijă a Părintelui Patriarh de către sectorul Monumente, Cimitire și Servicii Funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor. După evenimentul tragic ce s-a petrecut la Clubul Colectiv, credincioși, ierarhi și cler împreună am fost în rugăciune pentru sufletele celor care au plecat pe drumul veșniciei. De aceea, fiecare moment, fiecare slujbă de pomenire ne-a readus în memorie nouă și mai ales familiilor îndoliate și multe întristate chipurile celor dragi care în floarea vârstei au mers în împărăția cerească. La eveniment au fost prezenți numeroși credincioși, printre care și autoarea versurilor scrise pe monument. Pentru chipurile lor ce nu vor fi uitate, pentru cei ce au suflete îndurerate, pentru cei ce până ieri erau mama și tata, dar azi privesc în gol o cruce și data. Cred că singura dată când am putut să mă exprim față de această tragedie a fost momentul în care am scris piesa Colectiv, și este o mare onoare pentru mine să fiu pe un monument, este ceva de nedescris, nu cred că meritam așa ceva, dar sper să fie o alinare. Pe 30 octombrie 2015, 64 de tineri și-au pierdut viața în urma unui incendiu ce a cuprins Clubul Colectiv din București.